Radu Andrei a fost an la rând olimpic internațional. A câștigat medalia de aur la fizică și a intrat fără probleme la Harvard, cea mai prestigioasă universitate din lume. Acolo a înțeles exact ce lipsește sistemului de învățământ din România și crede că o schimbare reală, în bine, nu se va produce mai devreme de 30-40 de ani. Ce ar spune un olimpic internațional, aur la fizică, un student la o facultate de top? Ce ar spune ministrul educației din România? Să abandoneze gândirea asta învechită pe care se bazează sistemul de învățământ și să fie mai deschis către metodele noi de predare care se folosesc în vest. Și asta, cred că ar trebui să citească câteva articole din revistele de specialitate, că sunt reviste în care se publică studii științifice despre metode de predare, despre educație. Am înțeles. Și cred că ar trebui să ia niște sfaturi de acolo. Cred că e foarte ușor să te simți singur în sistemul de învățământ românesc în momentul în care profesorii se situează, majoritatea, există și excepții, bineînțeles, și chiar am avut noroc de profesori foarte buni. Dar, în general, în momentul în care profesorii se situează la o distanță foarte mare de tine și ceilalți colegi sunt oarecum în competiție cu tine, e o atmosferă destul de competitivă în clase față de state unde totul se bazează pe colaborare. În momentul ăsta, sistemul românesc de învățământ este foarte individualist. În momentul în care faci teme, trebuie să le faci singur, să nu colaborezi cu colegii. În momentul în care dai un test, trebuie să-l dai singur. În momentul în care ești ascultat, scos la tablă, trebuie să rezolvi acea sarcină singur. Deci, practic, toată schema de notare, de evaluare a unui elev se bazează doar pe ceea ce poate face individual. Noi la Harvard, în momentul în care primim o temă, mai ales la matematică, la fizică, suntem încurajați să colaborăm cu colegii și să o facem împreună. Tema este și de obicei foarte lungă și foarte dificilă, astfel încât ar fi foarte greu pentru un singur student să stea să o rezolve fără niciun fel de ajutor, fără colaborare. Și întotdeauna ne strângem în grupuri de câte 3, 4, 5 și discutăm problemele și le rezolvăm mult mai repede și mai eficient în stilul ăsta și ne simțim și mai bine. Aici cred că sistemul e încă încătușat de mentalitatea dinainte de 89, în care, mă rog, colaborarea era peste tot în vorbe, dar nicăieri în practică. Cred că elevii ar trebui să aibă mai multe de spus în organizarea sistemului de învățământ. Acum există o structură care se numește Consiliul Național al Elevilor și care mai participă la consultări cu Ministerul Educației de fiecare dată când urmează o reformă sau o schimbare în legislație sau în orice fel de organizare, dar din câte văd nu prea ascultă nimeni. Adică ei participă, își pot spune părerea, dar nu interesează prea mult. Cum sunt văzuți românii într-o facultate de top? Primul stereotip, să zic, despre români este că sunt foarte buni la mate și fizică. În afară de asta, n-am văzut prea multe păreri preconcepute. Majoritatea nu știu exact unde se află pe harta România, știu că e undeva prin Europa de Est. Un episod care mi s-a părut destul de interesant a fost când trebuia să iau o decizie pe baza unor reguli care încă nu fusese publicate. Și eu nu am vrut să iau nicio decizie pe baza unor chestii care până la urmă erau vorbe, până nu vedeam hârtia, scris exact regulile după care ne jucăm. Și colegii mei tot au insistat, dar totuși, hai că oamenii ăștia au zis cum or să fie, de ce nu vrei să te gândești încă? Și le-am zis, nu, până nu văd scris, eu nu iau decizia, vreau să fiu sigur. Și în momentul ăla, unul din colegi m-a întrebat, România a fost un stat comunist, nu? Și am zis că da, așa este. Și mi-a zis că a recunoscut neîncrederea asta față de ce nu este scris ca un, nu știu, ca un simptom, ca o moștenire a unui astfel de sistem. Dar, în general, părerea este pozitivă despre români. Când ți s-a atras atenția că ai putea avea anumite reminiscențe comuniste în gândire,
Care a fost primul lucru la care te-ai gândit? Cum ai reacționat? Pe de o parte, nu mi-a convenit, pentru că nu e, într-adevăr, nu e plăcut să stai 18 ani și să crești într-un sistem în care nu poți avea încredere. Da, asta am ajuns să învăț cât am fost aici, mai ales pe parcursul liceului, că nu poți să ai foarte multă încredere în sistemul de aici. Pe de altă parte, cred că poate fi de ajutor în unele situații, pentru că, mă rog, să zicem că la universitățile de top oamenii se cam țin de cuvânt, dar după ce termini facultatea și te duci să te angajezi undeva, cred că e bine să fii mai precaut. Radu, ai ajuns să experimentezi două sisteme de învățământ, poate sunt foarte diferite sau poate nu, o să aflu acum imediat de la tine. Este vorba despre sistemul de învățământ din România, comparativ cu ceea ce se întâmplă afară. Eu aș vrea să te întreb dacă sunt diferențe foarte mari. Da, de la cer la pământ, aș putea spune. În Statele Unite, noi ne alegem toate cursurile pe care le urmăm. Nu există niciun curs obligatoriu. Radu, tu ai încredere în sistemul de învățământ românesc? Din păcate nu. Și am văzut din interior cum funcționează și cred că ar trebui schimbate foarte multe lucruri. În primul rând, sistemul nu este orientat pe pasiunile elevului și cred că ar trebui să ne putem alege mult mai multe din materiile pe care le studiem, cam cum se întâmplă în Statele Unite. Adică, părerea mea e că ar trebui păstrate câteva materii de bază obligatorii, precum matematica, limba română și o limbă străină, eventual, iar din restul materiilor să-și poată alege fiecare elev ceea ce pare mai interesant, ceea ce îi stârnește curiozitatea. Și în niciun caz să nu mai avem 14-15 materii într-un an, cum se întâmplă acum. Noi avem în fiecare semestru doar 4 cursuri la Harvard. Și prima dată când am văzut chestia asta, am fost foarte surprins. Am zis, probabil că o să termin foarte repede și o să mă plictisesc. Dar sunt foarte serioase, e foarte mult de lucru și acele 4 cursuri îți ocupă foarte bine semestrul, nu mai ai nevoie de un al 5-lea. Materia cred că ar trebui restructurată, pentru că, și nu sunt primul care zice asta, dar e o problemă foarte mare. Cum e structurată materia acum, ea se axează foarte mult pe teorie și foarte puțin pe practică sau pe capacitatea cuiva de a aplica ceea ce a învățat. Adică ne descurcăm foarte bine la teorie, dar în momentul în care trebuie să o aplicăm e destul de greu, pentru că nu avem exercițiu. Da, sunt destul de multe schimbări care ar trebui făcute și e greu, fiindcă sistemul are o inerție foarte mare. Reușim sau vom reuși vreodată să aducem sistemul românesc de învățământ acolo unde ar trebui să fie? Posibilitatea există, cu siguranță, pentru că, ok, hai să zicem că mentalitatea celor care sunt acum în sistem este destul de greu de schimbat. Pentru că așa este, de obicei, dacă ai un profesor pe la vreo 45-50 de ani, are o metodă proprie pe care o va folosi, are niște reguli după care se ghidează și probabil că nu vei schimba acel profesor. Dar generațiile se schimbă. Dacă se vrea cu adevărat, cred că o schimbare reală ar putea să-și facă efectele începând cu următoarea generație, deci să zic peste 30-40 de ani. Știu că sună foarte departe, dar este realist. Deci nu o să vedeți o schimbare majoră în următorul an sau chiar în următorii 5 deci ani. Deci o schimbare majoră s-ar putea realiza doar cu schimbarea generațiilor. Radu, intenționez să revin țară? Întrebarea e foarte grea. Din păcate, la cum arată situația acum, răspunsul e cel mai probabil nu. Există o șansă dacă voi ajunge la concluzia că pot să contribui la o schimbare în bine.